Группа врачей и медсестер из Запрута приехала в Кишинев, чтобы на протяжении 2 недель бок о бок работать со своими молдавскими коллегами. Власти двух государств считают, что такой опыт поможет сблизить специалистов из обеих стран. Церемония презентации команды из 53 румынских специалистов состоялась в Республиканской клинической больнице. Некоторые из них будут работать именно здесь. Им эксприм gratitudinea și recunoștința pentru această asistență. Asistență, cum a menționat, care vine și din partea lucrătorilor medicali. Asistență care vine anume în momentele complicate pentru Republica Moldova. Asistență care vine prin intermediul implicării dumneavoastră, stimați lucrători medicali, îmi exprim recunoștința pentru toată dedicația dumneavoastră. Și vreau să menționez cu adevărat că sunteți eroii din prima linie. Sunteți cei care salvați vieți omenești. Iar cel care salvează o viață, de fapt, contribuie la consolidarea omenirii în întregime. Misia из Румынии состоит из врачей и медсестер разных профилей, которые приехали из учреждений, подчиненных Министерству обороны, срочной медицины и экстренной службы. Misiunea care este aici, misiunea medicală, colegii medici, asistenți, militari, civili, care sunt de diferite specialități. Vorbim de anesteziști, medici de urgență, pneumologi, deci există medici din vari specialități care vor putea colabora cu medicii dumneavoastră foarte bine. Eu sunt convins că această misiune va însemna un schimb bilateral al cunoștințelor. Vom învăța de la dumneavoastră, veți învăța poate de la ei. Sunt convins că această misiune va fi numai în beneficiul pacienților din Republica Moldova. В этой связи министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отметил, что правительство Бухареста окажет Молдове большую помощь, которая будет распределена по медучреждениям нашей страны. Ca guvernul României urmează să decidă astăzi un sprijin substanțial pentru Republica Moldova, constând în echipamente medicale necesare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, 500.000 de măști, 50.000 de combinezoane, medicamente, era vorba despre o valoare de aproximativ 3,5 milioane euro. Румынская медицинская команда будет помогать молдавским врачам в течение следующих 2 недель.